Bună ziua, bună dimineața, salutare! Hei! Uhu! Așa! Bună ziua, bună dimineața, salutare! Sunteți pregătiți să facem cea mai mare salată din lume? Da! Cred că e prea puțină gălăgie aici la Expo Rom. Haideți să încercăm mai multă gălăgie! Ia să auzim! Sunteți pregătiți? La masă! Asta e! Îi salutăm pe toți oamenii frumoși care au venit aici, pe toți voluntarii și, desigur, oficialitățile. O să invit la masă, că ne apucăm să tăiem, da? Începem? Vă rog, doamnelor, domnilor, la masă, la tăiat de legume. Hai că distracția abia acum începe. Haideți să mergem aici la masă, la locul faptei, să zicem. Moment bun, trebuie să vă spun că am făcut o droaie de lucruri în noaptea asta. Am încercat să văd unde sunt recordurile anterioare și am aflat. Există 5 recorduri, 2 sunt deținute de Spania, dar ultimul, adică cel din urmă, e din 2010. Salata grecilor, pentru că ei au făcut-o atunci, în 2010, a măsurat 13.417 kg. 13.417 kg. Ăsta e recordul pe care trebuie să-l batem. Deci trebuie să facem măcar 13.418 sau 19 sau 20. Eu cred că putem să facem mai mult decât atât. Liana, diferența nu trebuie să fie decât de 7.000 de kilograme. Pentru că noi ne-am propus să facem o salată de 20.000 de kilograme. Sigur, ne-am propus, dar o să vedem ce se întâmplă. Trebuie să vă spun că există aici, iată-o, ea este judecătorul. Doamnelor și domnilor, vă rog să o aplaudați, este Sheida Subasi, judecător Guinness Book World of Record. Așa că suntem pregătiți, vă rog, luați instrumentele. Eu habar n-am cum o să fac asta. E Georg aici care se pricepe. You want to cut with us? Then it means you help us. Very good. I cannot help. You cannot help. Okay, you just overview. Vă mulțumim foarte mult. Liana, așa că putem să începem, eu da? Eu zic că înainte să începem o să vreau pregătire. Să numere invers doamna păi, de la Guinness Book World of Records. Dar poate? Haideți să facem puțină mișcare, da? Începem puține exerciții, da? Cu mâna, încercăm, da? Facem mișcare, mișcare cu Georg, da? Stânga, dreapta, încălzirea, da? Hai. Nu avem decât 20.000 de kilograme de salată de realizat. Așa că încălzirea. Îl rugăm și pe domnul ministru. Domnule ministru, sunteți pregătit? Puțină încălzire, puțină mișcare, la stânga, la dreapta. Rotim mâna, articulațiile sunt încălzite, da? Sunteți pregătit, vă dăm și protecție. Stați numai puțin să luăm mânuși. Doamnelor și domnilor, liniște! Liniște! Începe numărătoarea inversă! You have to tell me. I will have to tell you. No. Say in English, please. Start? Yes. Here. Where or here? There. On my back? Or here. No. Here. In front of everybody. Okay. Is everybody ready? Toată lumea e gata? Are you ready to break the Guinness World Record for the largest salad? Sunteți gata să treceți de recordul deținut pentru cea mai mare salată? Nu am auzit absolut nimic. Ok. Să batem recordul mondial? Ok. So, I will start counting from 5 to 1 and then I will give the start signal and then you can start. 5 5 4 4 Puteți și voi. 3 3 Haideți cu toții să numărăm invers. 2 and 1 and go. Start. Start. Go. Okay. So de acum puteți începe pregătirea celei mai mari salate din lume, 20.000 de kilograme de salată. Trebuie să pregătim să bătem celălalt record, să-i bătem oarecum pe greci care nu au pregătit decât 13.000 de kilograme. 13.741 era vechiul record. Mai trebuie să vă spun ceva pentru colegii de la presă. Avem o cutie imensă în care se va așeza întreaga salată.
Ea măsoară în lungime 17,92 metri, adică aproape 18 metri. Are o lățime de aproape 3 metri, 2,94 și este înaltă de 53 de centimetri. Okay. Vreau să spun că și astea toate au fost măsurate de către reprezentantul Guinness Book World of Record, doamna Sheida Subasi, care a verificat cu amănunțime absolut tot. Absolut, și este extrem de atentă. Există un cântar electronic care măsoară din 10 în 10 kg. Există și un timing, înțeleg că undeva în jurul orei 18 salata va trebui să fie gata și, repet, va trebui să cântărească mai mult de 13.417 kg. Recordul deținut până acum de Grecia, revin, 13.417 kg este recordul grecilor din 2010. Spania a deținut de două ori acest record și Palestina a făcut prima dată, prima salată care a avut 1.081 de kg, era de acum 7 ani. Haideți, treburile au început. Cred că putem să ajutăm și noi, Gheorghe. Cred că ar trebui să ajutăm și noi, pentru că, uite, cam mare și fără capete, da? Vă rog frumos, fără capete. Gheorghe, tu n-ai venit să fii comentator, ci ajutor. Avem scăpări. Doamne ferește, cu scăpările astea e cam periculos. Ia să vedem aici cum se descurcă. Foarte bine, foarte bine, dar îndepărtăm codița roșiei, da? Hai, cu grijă. Vreau să vă spun că doamna Sheida merge la fiecare masă să vadă cât de egale sunt legumele și a observat și dumneaei că bărbații sunt cei care taie cam mari respectivele legume. Iată că se îmbunătățește situația. Haide, let's go to another tables. Let's go to another tables. Sunt multe lucruri pe care sunt sigură că ați vrea să le întrebați. O să îl rog acum pe domnul Bogdan Armașii, care este directorul general Exporom, să ne spună câteva cuvinte. Domnule Armașii, vă rog. Bună dimineața! Mulțumesc în primul rând pentru prezența noi în această dimineață. În același timp trebuie să le mulțumesc partenerilor și invitațiilor noștri din această zi. Este vorba de domnul ministru, domnul ministru al Agriculturii, domnul Daniel Constantin, de domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov a fost alături de noi ca și Ministerul Agriculturii, domnul Mihai Barbu. Este vorba de partenerii noștri, sponsorul principal, așa cum ați văzut și de pe materialul de promovare a evenimentului, a fost Kaufland România, care a pus la dispoziție legumele și multe alte lucruri care erau necesare pentru organizarea acestui eveniment. Salve Club, din partea Kaufland, doamna Patricia Trăgan, director economic. Din partea Salve Club, care a fost partenerul nostru în organizare, a fost partenerul principal în organizarea acestui eveniment, este domnul Peter Cristofovici, care este ownerul Salve Club din Slovacia, de venit în astăzi alături de noi, și domnul Florin Donca, care este liderul, CEO-ul Salve Club România. Despre Exporom, pentru că asta este primul eveniment care se organizează la Exporom. O să aflați mai multe și din materialele noastre de presă, din mapa de presă. Nu vreau să vă spun foarte mult în această dimineață, pentru că trebuie să dăm cuvântul și invitațiilor și partenerilor noștri. De luna viitoare o să vedeți, pregătim din ce în ce mai multe evenimente. Activitatea noastră principală va fi organizarea expozițiilor și târgurilor. Ne-am propus să aducem pe piață o locație nouă, modernă și care să răspundă cerințelor mediului de afaceri românesc. Mai multe detalii, eventual, o să vă pot răspunde la întrebările pe care le aveți și în discuțiile după care vom lua conferințe de presă. Vă mulțumesc, domnule ministru, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte. Vă spun din nou bună dimineața. Nu știu dacă mai sunt alte lucruri de spus decât faptul că mă bucur că ați avut această inițiativă. Vă felicit pentru acest lucru. Sper că astăzi, la sfârșitul zilei, să constatăm că într-adevăr am bătut recordul pe care îl deține o localitate din Grecia, din câte înțeleg. Și de aceea sper să constatați cu toții și mai ales invitații noștri de peste potare să constate că produsele românești, care sunt în această salată în proporție de peste 90% din câte am înțeles,
sunt cele mai gustoase din lume. Deci, dincolo de faptul că este cea mai mare salată, sper să fie considerată și cea mai gustoasă salată din lume. Cu aceste gânduri, vă mulțumesc că m-ați invitat și vă felicit încă o dată pentru inițiativă. Domnul vicepreședinte, vă rog. Eu sunt bucuros să particip astăzi la domnul meu report și, dincolo de această, de acest report și de această salată care se va face aici, noi, Consiliul Județean din Foc, trebuie să apreciem orice investiție care se face în Foc. Aceasta este o investiție mare și noi, vă spuneam, Consiliul Județean din Foc, suntem deschiși acestor investiții. Înțelegem să atragem investitori, pentru că numai așa putem să mărim veniturile județului Ilfov. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și cu siguranță la sfârșitul zilei aici se va constata un record mondial. Doamne, doamna Patricia Dragani, directorul economic de la CAF, la principalul sponsor, vă rog. Bună dimineața! Good morning! Good morning! Mulțumim că sunteți alături de noi astăzi la acest eveniment. Vreau să mulțumesc și voluntarilor care, într-o zi de duminică, unde ar trebui să se odihnească alături de familie, participă la prepararea acestei salate. Mulțumim organizatorilor că ne-au provocat. Motivele pentru care am decis să fim sponsor principal la acest eveniment ne plac provocările foarte mult, vrem să ne depășim limitele, răspundem întotdeauna pozitiv când este vorba de dobărârea unui record mondial. Prospețimea este ceea ce ne definește zi de zi. Oferim în fiecare zi cele mai proaspete și cele mai gustoase legume și fructe clienților noștri. Pe lângă faptul că suntem amabili față de toți clienții noștri și o astfel de cerere, n-am putut să nu fim amabili să răspundem cu da, vrem să fim alături de dumneavoastră. Și acum aș dori să închid printr-un citat de la Einstein. Dacă A reprezintă succesul și A este cazul X plus Y plus Z, X este munca, Y este joaca și Z este mai... și dă un pic mai frumos să știi să taci. Da? Haideți să mergem să dăm un record pentru că timpul este limitat și colegii de dincolo au nevoie de noi. Mulțumim! Thank you very much, and thank you for this opportunity to support such a good idea. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a face parte din acest eveniment. We are on the market 5 years in Romania. Suntem 5 ani în piața din România. And we are a company for people. Suntem o companie pentru oameni. And that's why we are supporting this idea that people has to be more wealthy and more healthy. De aceea susținem această idee că oamenii trebuie să fie mai sănătoși și mai stăriți, mai bogați. That's why we need to sponsor the biggest steak in the world, the biggest salad. De aceea am sponsorizat cea mai mare friptură din lume și am sponsorizat cea mai mare salată din lume. And I want to thank the volunteers because this idea is great and thanks for all. Dorim să mulțumim voluntarilor și oamenilor care ne ajută la această salată și vă mulțumesc tuturor. Și știți cum se spune la sfârșit, doamna care poartă legea aici, de ce ne-am adunat, să intrăm în cartea recordului. Doamna Șerida Subasi, zicea că vine din Turcia, este judecător, adică doamna care pe din tot, doamna Subasi. De curtea constituțională. Iată, domnul ministru. My name is Sheila Subasi. I'm the official adjudicator from Guinness World Records for today's record attempt for the largest salad. First of all, I would like to say thank you to Exporom, to Kaufland and Salda Group for their invitation here to Romania, Bucharest. As you know, they're all three of are trying today to break the Guinness World Record, as I said, for the largest salad. And as we always have, we have specific guidelines which have to be followed in order to break this record. Aveți nevoie să traduc? Mi se pare important? Nu, faceți voi la televiziunile, da? Bine?
And one of the important guidelines is that the salad must include at least 3 types of vegetable. They didn't want, so as far as they didn't want, that means they understand. Very good, you should go. Okay, so as I said, the salad has to include at least 3 types of vegetables. It must be served and prepared in one big vessel. And of course, you weighed the vessel before, which is 440 kilos, which will, the amount of the vessel we are going to deduct afterwards from the final. O să scadă greutatea vasului, ați înțeles? O să scadă greutatea vasului, care are 4400 de kilograme. Din greutatea salatei ce va reieși după asta. Sunt câteva linii importante pentru a intra în Guinness Book. Fac eu sumarul pentru cei care n-au înțeles, puținii cred. Trei tipuri de legume trebuie să fie în salată și condiția este să fie sosul făcut odată în același timp, în același vas. Vasul despre care vă spuneam. Mulțumesc! And of course, one of an important guideline from Guinness World Records is that after the event, the salad must be distributed or donated or, as I said, you know, distributed to the general, you know, for general consumption. And of course, the main thing is Romania is tending the record in order to break the record from the current world record holder, which is Greece since 2010, with 13,417 kilos. So at the end of 17, 417. 417. 417. Exactly. 13,417 kilograme era record. Voi trebuie să faci măcar unul mai mult. So tonight, or let's say this afternoon, we are going to see, we are going to find out if Romania will be the new world record holder, actually the new Guinness World Record holder in this category for the largest cell. Thank you. De la ce capăt al pământului ați venit? Din Australia, Melbourne. Și ați venit să pregătiți cea mai mare, să susțineți, de fapt, voluntarii, nu? Da, voluntar astăzi. Am plecat aseară de la Arad. Ați ajuns din Australia în Arad și din Arad ați venit aici în București. Da, cu bucurie, ca să vă ajutăm să fiți pe primul loc. Este un lucru mare. Susțineți România, sunteți român, nu? Da, se vede că-s român, nu? Da, se vede, se vede. Și salata e foarte sănătoasă. Așa este. De fapt, evenimentul este foarte important pentru noi românii și ar trebui de fiecare dată să ne amintim că o mâncare sănătoasă trebuie să conțină multă, multă verdeață, multă, multă salată. O prezență ușor atipică pentru un astfel de eveniment este Miss Univers, care este aici de față. Ce faci, Miss Univers? Cum te numești tu? Ați spune că toamna tai legume, nu? Pentru că tocmai ce a fost vara nu dorm. Larisa Popa, Miss Univers România. Am alături de mine un personaj foarte cunoscut, foarte îndrăgit, Mioritic, aș spune, Mugur Mihăescu.
căruia îi plac lucrurile mari, îi place vacanța mare și îi place cu siguranță cea mai mare salată. Salut, Mugure, ce faci? Să trăiești, păi am venit cu toată familia să particip și eu, să pun și eu așa 2, 3, 5 grame la recordul ăsta. Să pui și tu umărul, să pui osul la treabă? E, nu osul, morcovul la treabă. Da. Și spuneai că ești cu familia? Da, sunt și cu fata și cu nevasta, am venit de la munte și am venit direct aici. Sărbuna. Și mi-a plăcut foarte mult ideea, de asta am și făcut reclamă la așa ceva. Și acum când văd ce mulți copii sunt aici strânși, doar 2000, crește inima în mine. E foarte frumos, pe cuvânt. Foarte frumos. Uite, vreau să văd și eu de ce ești în stare. Cum îți aduci tu aportul? Aportul nu mi-l aduc, vine el singur. Acum păi cheamă aportul atunci. Eu învăț de la nevastă mea, încerc să învăț, că în afară, eu, de exemplu, gătesc acasă când deschid cutiile de pateu. Asta este. Și acum încerc să toc și morcovi. Te cred că și eu gătesc apă fiartă cel mai bine. Fratele meu, să știi, data viitoare vreau să vin la cea mai mare ceafă la grătar din lume, de 43 de tone, că salată o avem. Trebuie să aducem și cisternele de vin, cel mai mult vin din lume, măcar să știm o chestie, nu decât salată. Ceafă la grătar, frate. Deja asta este o cantitate impresionantă de morcov răzuit. Pleasure to announce a new Guinness World Record with for the largest salad here in Romania, in Bucharest today, on the 23rd of September 2012. How much weight? For the largest salad, which was achieved in collaboration with Exporom, Salve Club and Kaufland. Thank you very much for telling us. 19,050 kilo. Congratulations! 19.050 de kilograme de salată! 19.050! E un nou record de Guinness! Bravo, România! So, this is your certificate, Romania. Romania, welcome to the Guinness World Records family. Congratulations! Woo! Bine ați venit în cartea recordurilor, oameni buni! Încă o dată, bine ați venit, România, în cartea recordurilor, salata de 19.050 de kilograme! Somebody's crying! People! Oameni buni, un organizator plânge, a reușit! Adriana, vino lângă noi! 19.050 de kilograme! Aproape de 20.000! Excepțional! Vă mulțumim foarte mult și sunt datoare să vă dau voucherul ăsta. Unde-i lista, Bogdan? Să vedem cine a fost cel mai aproape. Stați aici, aplaudați-l pe câștigător! Ultimul, 18.800. Andrei! Unde ești, Andrei, care ai făcut ultima salată? Vai, ăla, Andrei! Andrei! A estimat că salata noastră are 18.800. A fost cel mai aproape, voucherul e al tău. Felicitări! Bravo, Andrei! Felicitări!
Mulțumim! Bravo, copii! Uite ce frumos sunt! Thank you very much. It was really nice meeting you. Și acum vă rog să mergem afară. Urmează un concert rock. Avem bere gratis, Antrax și un imens foc de artificii. Vă rog să mergem afară. Vă mulțumim!